Tunelul forat în apropiere de Curtea de Argeș va avea 1,3 km. Sunt proiectate două galerii cu două benzi de circulație pe sens plus una de urgență. S-a început construcția efectivă a acestui lot de 9,86 de km. Termenul de finalizare este 2027. Constructorul este un constructor serios. Lucrările la segmentul 4, situat între Curtea de Argeș și Tigveni, în lungime de 9,6 km, vor costa 311 milioane de euro. Potrivit specialiștilor, există numeroase zone cu risc de alunecări din cauza solului moale. Avem un tunel forat de aproximativ 1,3 km, care va fi destul de dificil de executat. În sfârșit o să vadă și România un tunel adevărat pe autostradă. Sperăm noi ca totul să meargă bine, chiar dacă specialiștii antreprenorului se așteaptă să fie provocări. Pentru moment, singura porțiune circulabilă a autostrăzii Sibiu-Pitești este lotul 1, Sibiu-Boița, cu o lungime de 13 km, deschis traficului în decembrie 2022. Lucrările pe loturile 2 și 3 nu merg la fel de bine. Secțiunea 2, Boița-Cornetu, este considerată cea mai dificilă porțiune pentru că include 7 tuneluri și este în faza de proiectare, după ce contractul de 860 de milioane de euro a fost adjudecat de o firmă din Turcia. Lotul 3, Cornetu-Tigveni, reprezintă cel mai scump tronson de autostradă lansat vreodată în România, în valoare de peste 1 miliard de euro. Aceasta va fi construită de o asociere de constructori din Italia și România, însă, momentan, și această porțiune se află în etapa de proiectare. Lotul 5 dintre Pitești și Curtea de Argeș, cu o lungime de 30 de km, este gata în proporție de 40%. Autostrada Sibiu-Pitești ar urma să aibă o lungime totală de 122 de km.